Dacă vreți să vedeți care este faza cu titlul acestui videoclip, trebuie să rămâneți până la final pentru a înțelege de ce am pus acest titlu și ce s-a întâmplat în acest videoclip. Hai că vă las cu videoclip, că m-am lungit prea mult. Bine v-am găsit, frații mei, la un nou review, un nou unboxing, nu e Și review, și review, că bine, review nu știu cât de review o să fie, pentru că clipul cu montarea o să fie la George pe canal. Pentru acest PC e vă unboxing-ul. salut. Avem aici un fan, un cooler, cum îi mai zic alții, de la Noctua. Da, adevărat, ce scrie și aici, de la Noctua. Dimensiuni 120x120x125 mm, milimetri, să nu zic mililitri. Așa. Are conectivitate prin 4 pini, frumos. Rotațiile sunt 1700 rotații pe minut, ceea ce eu zic că e suficient. Airflow 120,2 metri cubi pe oră. Metri cubi? Metri cubi, mă? De ce să pui, mă, E metri... în la treia. Da, de ce să pui metri cubi? Nu știu. Așa. Ce mai avem pe aici? Input 1.08 W, voltaj 12 V, că mereu mă încurc în ăștia. Și hai acum să desfacem cutiuța. Ești atent, frate, filmezi de aici? Ia uite. Ia uite. Ma. Ta-da! Ce-i frate ăsta? Cam mi-ai dat seapă cu unboxing-ul ăsta, bro. Nu știu cum să-ți zic. De asta am așteptat. Dar și ăsta e, cred că e aceeași chestie, că intre la perfecție pe aici. Da. Și ăsta are 3 pini, n-are 4. Ce țeapă mi-ai dat, dar nu-i nimic, că punem vlogul. Și punem acolo în titlu, George mi-a dat țeapă cu unboxing-ul. Adevărat! Deci asta e, bro, mi-a dat țeapă, altceva n-am ce să mai fac. Cam atât a fost și cu vlogul. Eu aici nu știu ce face fratele meu cu PC-ul, dar a e. PC-ul meu pe masă aici se instalează Windows-ul. Arată bro un pic acolo. Cred că deja, da, cred că deja s-a instalat. Așa, și eu sunt aici. Aici a fost țeapa lui George. Ce pot să zic? Nu-l mai bag înapoi în cutie că trebuie să fac thumbnail, că am o idee de thumbnail frumos aici. Dați-mi un follow pe Instagram, un subscribe și tot ce vreți și ne vedem data viitoare. Ciao!